jurul orei 16:30, 17, a avut loc un accident destul de grav în zona de-a lumărului Poienari. S-au dat cu 3 victime din 2 mașini, un autoturism și o basculantă. Prima victimă, șoferul din basculantă, un bărbat în vârstă de 26 de ani din Roman, prezenta politraumatism, traumatism craniu cerebral cu pierdere de cunoștință, lagă contuză frontală dreaptă, contuzie gambă bilaterală, lagă contuză cu pierdere de substanță la nivelul cotului stâng și cu durere locală, multiple scoriații și plăci contuze la nivelul toracului posterior, lombar și sacrat. În plus, pacientul avea amnezie retrogradă, în sensul că nu își amintea circumstanțele în care s-au produs evenimentele mai sus menționate. Pacientul a fost investigat ecografic, radiografic și computer tomografic și nu s-au decelat lesiuni care să pună în pericol viața pacientului.